Mădălina. Vrei să folosești jokerul astăzi să o salvezi pe Lorena? Da. Da? Lorena? Mergi alături de fete, competiția continuă pentru tine. Am ales să o protejez pe Lorena. Mulți mi-au spus că trebuia să păstrez acel joker pentru o persoană dragă mie, dar eu nu sunt așa, nu m-aș fi simțit vinovată dacă nu-l foloseam cu Lorena și Lorena pleca acasă. Păi, am mulțumit eu pentru tine, că tu nu știi să mulțumești. Du-te și mulțumește-i. Mădălina a făcut ceea ce a simțit, eu îi mulțumesc foarte mult, doar că prefer să stau singură. Dacă eu sunt oaia neagră, decât să dea Mădălina, mai bine dă toată lumea mine. Mamă, deci nu mai pot de nervi. Cu 3 minute înainte a atacat topul, că ăla stau nene, pe aici. Ai, că noi suntem aici degeaba, că nu vrem nimic și tu ce zici, tu zici, da? Păi o să-ți plece o prietenă și o să plângi după aia, că pe aia nu mai e cum să... Uite, Andra, cât crezi că mai e Andra protejată de cineva în casa asta? Dar eram singură că decide prost jokerul. De ce, să-ți facă zile fripte aici? Lasă, când o să te ataci, eu nu o să te mai consolez. Că tu ai ținut-o în casă. Lorena nu merita să fie salvată. Pentru că este rea și nu merită să stea. Eu ziceam de star, nu! Ce, prietena mea? Cine? Sau după ce a stat atât pe gânduri, a stat, o să zic că prefer să-l păstrez pentru cineva mai apropiat mie. Sau la un moment dat, pentru mine. Mădălina putea să folosească asta în favoarea noastră, că poate noi plecăm, sau chiar ea pleacă, sau Radu, sau oricine, pentru cineva mai important. Știu că sunteți supărate de mine, știu că nu sunteți de acord cu decizia mea, știu toate chestiile astea, dar eu nu pot să fiu diferită. Cu 2 minute înainte a zis că lasă că stau alea în top, care n-au venit să-și facă nu știu ce. Ne-am supărat pe ea pentru că este prea bună și oamenii nu sunt la fel ca ea, asta nu înțeleg, că trebuie să vezi să fie mai dură. O să fie momentul în care o să plecăm noi, sau tu. Înseamnă că tu nu ții cont de prietenie. Când o persoană îți atacă prietenele mereu, inclusiv pe tine, ție nu-ți pasă că pe noi ne-ai atacat pe aici. Ne-au până n-am mai putut. Toate, nu numai pe noi, pe voi. Păi pe toate, înseamnă că nu ții cont de asta. Pe o parte au dreptate. Știu, de multe ori sunt prea bună cu cine nu trebuie. Oricum, aia cu mine? Nu mai, deci gata, lasă-mă pe mine. Ce să fiu politicoasă pentru ce? Sau să stau să tolerez? Ce, e casa lui Lorena pe aici, ca să o tolerez eu cu toate figurile astea, să stai acolo singură pe terasa ei? Nu vreau să o tolerez. Am tot tolerat-o până acum, au trecut deja 3 săptămâni, nu înțeleg de ce trebuie să tolerez, nu e casa Lorenei să trebuiască să o tolerez. Este casa tuturor, o parte din casa asta practic e casa și a mea. În partea mea de casă nu vreau să fie Lorena, nu vreau să mănânc la masă, nu-mi place de ea. Deci când ies de aici, scriu o carte? Fix, ce-am zis, zăt? Am puteri paranormale. Oricum, Mădălina a fost o drăguță pe bune, deci e o fată super, super. Hai mă, s-a supărat Ștefania. E părerea mea că nu toată lumea vine pentru un cuplu. E părerea mea. E fix treaba ta. Da. Ce crezi tu? Hai că cu toți avem o părere, nu? A fost momentul nașpa. Nu, trebuie să-ți pare rău de alegerea făcută. Nu că-mi pare rău, dar simt tensiunea asta. Mădălina a făcut un gest foarte frumos. Eu la fel aș fi făcut. Fetele din cercul ei nu vor să accepte lucrul pe care l-a făcut. Adică nu văd dincolo de fapta bună. Practic văd doar atât. Bine că ai apărat-o pentru că ea te-a vorbit de rău. Te învăț ceva dacă vrei să mă ascult. Nu mai vorbi despre alții. Nu te interesează de ce au venit, cum au venit, pentru ce. Te-am mai spus și îți repet. Dacă oamenii sunt cu o mască, vor cădea la un moment dat. Tu trebuia să gândești că nu mai poți să protejezi acum pe nimeni. Că ai folosit jokerul. Andra, știu. Mi-a spus de 1000 de ori, știu asta. Eu nu ți-am spus nimic, adică te-am lăsat să faci și simți. Dar... Mada! În loc să fie după gala așa veselie, să fie liniște, n-a fost. Mădălina, ai plâns? Puțin. Puțin sau puțin mai mult? V-ați reconciliat sau tot așa un pic tensiune? Da, nu, ne-am discutat.
Da. Cătălina, ți-ai spus oful? Da. La început sunt foarte rezervată și cu fetele am fost încă de prima dată de când ne-am văzut la cazare și ele aveau o părere greșită despre mine, ca și cum nu voiam să vorbesc cu ele, dar tăceam ca să le cunosc, să văd de cine aș putea să mă apropii. La fel am făcut și aici. Iar la momentul în care mi-am dat seama că Lorena se preface, spune cuvinte pe care nu le simte, la petrecere probabil se va vedea pe material ce a spus despre Mădălina și ce spunea cu două zile în urmă. Mie nu-mi plac oamenii prefăcuți, nu am de ce să o tolerez, nu-mi place de ea. Ștefania, ești de aceeași părere sau? Da, sunt de aceeași părere, nu vreau să mai spun prea multe, pentru că la un moment dat se va vedea și caracterul ei. Acum, Lorena, ți-a atras atenția și ți minte că chiar și eu ți-am spus, poți să, de ce nu-i mulțumești? Și inclusiv Claudia ți-a atras atenția. Adică tu te-ai văzut salvată și gata. Eu am venit să-i mulțumesc, poate nu era momentul, după aceea am încercat să... Când a fost speech-ul, i-am spus că îmi pare rău și că îi mulțumesc foarte mult. Adică, cumva crezi că ți se cuvine, nu? Să fii salvată de atâtea ori? Nu, doar... Adică mă gândeam că tu ești ca pisica aia cu 7 vieți. Da, ea chiar crede că îi se cuvine și asta e greșit. Da, după, uite, lecția asta de generozitate pe care ți-a dat-o Mădălina sâmbătă, presupun că ai petrecut și tu weekendul cu toată lumea, nu? Nu prea. Nu? Ea se ceartă și cu prietena ei. Aseară. Sau acum două seri. Cu Claudia te-ai certat? A fost de la niște pietre ne-am luat. Mă rog, te cerți și cu ea și nu ții cont de ea. Și trântești ușile și vorbești pe dos cu ea. Ce s-a întâmplat, Claudia? A scris ea cu pietre partea romantică, unde spune ea, la terasa de afară. Și din greșeală, când am plecat, călcasem pe ele. Și atunci m-a supărat că nu știu ce a spus. Vai, iar mi-ai călcat pietrele. Și atunci m-am nervat și am dat cu piciorul. Și s-a supărat, gata, de parcă a fost un capăt de țară. Adică erau niște pietre, puteau fi puse la loc, nu erau... Și eu m-am săturat deja să tot... Lorena, dar de ce ai comportamentul ăsta de copil răzghiat? Că uite, până acum, mulți oameni ți-au întins o mână, ca să spun așa. Și... Uite, inclusiv... Dar degeaba întind o mână când pe la spate mi se... A, deci vorbește. Nimic nu e suficient. Nu. Nimic. Dar Mădălina nu ți-a făcut nimic. Dar nu era vorba de Mădălina, era vorba de voi două. Păi da, dar era vorba de... Pe noi nu ți-am făcut niciun bine, stai liniștită. Noi nu ești așa important în caz să îți facem ceva. Deci noi înțeleg că te deranjează vorbele... Da, aruncă-te pe la spate. Puteați să veniți... Acum. Trebuie să te legi. Dar de ce să vii să spun ție? Nici toată lumea nu te place pe tine. Dar pe de altă parte nici nu faci un efort să te integrezi. Dar ei nu vreau cu nimeni. Cu absolut nimeni nu face. Niciun. Dar ei nu vreau, pentru că nu. Și cu doamna Mirela se poartă cum îi vine, și cu Claudia. Nu e nimic. Ce să se întâmple când o să plece Claudia? Nu știu dacă o să plece. Ea își dorește să plece, dar să presupunem că la un moment dat o să plece. Ce o să faci? O să stau în pătrățica mea și cam atâta. Că nu te am venit integra. Să-mi caut jumătatea. Dacă s-a întâmplat să leg o prietenă, bine, dacă se va vedea afară, dacă va rezista sau nu. Și asta este. Păi nu va rezista, ai noroc cu ea că te suportă aici, că e fată bună. Dar ea are alt gen de caracter. Nu cred că... Dar este părerea ta. Ai mare noroc că te suportă Claudia. Bravo. Mădălina, te așteptai ca Lorena, nu știu, să fie un pic mai deschisă după faptul că, după ce s-a întâmplat sâmbătă? Dar nu vroiam ca Lorena să-și schimbe comportamentul față de mine după ce am făcut. Chiar nu vroiam asta. Că ar fi fost doar pentru că am salvat-o și nu pentru că, într-adevăr, simțea să fac asta. Dar măcar să... Dea și ea un pic măcar de... Măcar atunci, pe moment. Pe moment, că, se spunea... Da. Atunci și pe mine m-a dezamăgit reacția ei. S-a dus și s-a așezat, aia era important. Se spune că poate era emoționată, că poate ea era atât de convinsă că o să plece, încât nu se aștepta că tu vei folosi jokerul pentru ea. Acum, privind în urmă, îți pare rău pentru alegerea făcută? Nu, nu-mi pare rău. Mi-ar fi părut rău dacă ar fi plecat acasă și... Nu știu, m-aș fi simțit vinovată. Da, dar uite ceva, îți spuneau în material fetele că... Știu, și au dreptate. La un moment dat, ca una dintre persoanele apropiate ție în casă, să aibă nevoie de o salvare și să nu mai poți să acorzi salvarea asta. Știu asta. Radu, ce ți-a spus pentru gestul tău? Că e mândru de mine. Că e mândru de tine. Doamna Ana?
Nu am vorbit despre asta cu doamna Ana. Că și aici este un mic conflict. Mă rog, poate să o fi rezolvat, nu știu, între timp. Poate ați discutat, da. Habana. A, nu, stați să vă spun eu și asta. Doamna Ana și-a cerut scuze înainte de petrecere, am ținut toți cât un spin. Doamna vedem. Ana și-a cerut scuze, a pupat-o pe Lorena și Lorena stătea așa. Și după afară a spus? Că... Nu, am simțit-o sincer, dar am vorbit cu dânsa. Păi, ai simțit-o, n-ai simțit-o, Claudia, bravo, i-a făcut. N-am simțit să iau în brațe, dar de ce trebuie să fac ceva? De caractere, frumos, asta bravo. Este. Îmi cer scuze încă o dată pentru ce am zis despre tine, ești un om minunat. Și o femeie în adevăratul sens al cuvântului. Mulțumesc, la fel. Tu nu poți să vii aici să spui că vrei relații cu comportamentul ăsta. Mulțumesc, la fel. Și să mă mai ajute și pe mine. Păi știi tu ceva despre mine ca să-ți permiți să spui că eu nu am venit aici să fac relație? Cred că am venit să fac curățenie după tine. Că n-ai nicio inițiativă de femeie de a face curat. Hai să vorbim și despre asta dacă vrei. A mai făcut cineva o remarcă în legătură cu povestea asta. Da, noi suntem fetele cu inițiativa de a face curat. Dacă noi n-am venit aici să ne mărităm, cred că scopul nostru este să facem curățenie prin casă. Lorena, nu le ajuți pe fete? Am ajutat. Ne ajută după ce noi spunem să facem. Inițiativa vine doar din partea noastră. Andra, în special din partea Andrei. Da. Bun, acum sunt oameni și oameni. Era mai rău dacă, de exemplu, voi spuneați și ea refuza să facă. Poate nu e genul care să aibă inițiativă. Mai sunt și astfel de oameni. Genul ăla de oameni care trebuie împins de la spate. Îi ajutați în felul ăsta. De asta ea se agață. Uite, de exemplu, acum ea în casa asta. Eu cred că ea este agățată de Claudia. Așteaptă vorbele Claudiei, așteaptă să fie mângâiată pe creștet. Da, dacă când vrea, e întoarce spatele Claudiei. Da, adevărat. Cum spune, când ea nu mai are nevoie de mine, eu nu mai exist. Și asta, dacă spun replica asta, sună ca și cum eu sunt cea deranjată. Dar nu e așa. Sunt acolo doar când are ea nevoie. E părerea mea. Este adevărul, nu este părerea. E logic ce spui tu. Când spune cineva ceva, da, e părerea omului. Altă replică... Nu știu, dar dacă toată lumea îți spune lucrurile astea, Lorena, nu te gândești un pic, spui, mă, poate fi ceva greșit și la mine, ia-ți văd, pot să fac ceva. Dar nu vreau să schimb. Nu vrei să schimbi. Ok.